Am primit de la Duhul Sfânt un mesaj. E foarte important să-l transmit în 5 minute. O să citesc versetul 14 din 1 Ioan, capitolul 2. Și cuvântul Domnului spune așa, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Mesajul pe care l-am primit se intitulează Puternici în fața presiunilor care vin. Puternici în fața presiunilor care vin. Că vrei, că nu vrei, presiunile acestea vor veni. Ne rugăm să fie blocate unele dintre ele. Dar Dumnezeu va bloca doar pe cele pe care le îngăduie. Există presiuni pe care Dumnezeu o să le îngăduie să rămână și să vină în viața ta. În primul rând, puternici în fața presiunilor păcatului. Păcatul, la prima fațadă, este zâmbitor, e atractiv, e interesant, pare ca o prăjitură care are un gust dulce. Dar mai apoi, ca și bârfe, se transformă în timp ce le mesteci, prăjiturile în gura ta, în pietricele. Se vorbea în această seară despre Iosif. Bărbatul acesta a urcat pe trepte sociale și chiar politice, dar la un moment dat a venit o presiune a păcatului. În repetate rânduri necurata nevasta lui Potifar s-a comportat într-un mod agresiv agresivitate verbală, agresivitate fizică și apoi atac la persoană, la castitate, la curăție. În timp ce ești la școală, chiar dacă ești doar la clasele gimnaziale, liceale, în timp ce ești la cursuri, la seminare și în laboratoare, ca student, o să existe presiuni ale păcatului. O să observi că unii dintre colegii tăi intră pe aplicații interzise. Aplicații imorale. Tu trebuie să reziști în fața acestor presiuni. Când marea majoritate a băieților de vârsta ta vizionează pornografie și se masturbează, tu trebuie să reziști în fața acestor presiuni. Și trebuie să fii puternic în numele Domnului. Cine crede că trebuie să se întâmple asta, să zică amin. Amin. V-am scris tinerul fiindcă sunteți tari, puternici, nu doar atunci când păcatul este zâmbitor, ci când păcatul devine presiune socială. Când toți colegii tăi de clasa 8-a și de clasa 12-a în școlile laice mor la, merg la banchete, tu să spui nu. Tu te temi de Dumnezeu. Te-ai fost adus la binecuvântare. În seara asta, din nou, vei trece sub mâinile slujitorilor. Asta înseamnă că numele Domnului e pus peste mintea ta. Când toată clasa ta creează presiune, când prietenii cei mai apropiați îți vor spune, hai cu noi, că nu o să se întâmple nimic greșit, spune nu presiunii păcatului. Spune nu. Și ce a zis Iosif? Puteți să-mi rupeți hainele, puteți să-mi distrugeți imaginea, o să mă aruncați în pușcărie și o să stau între 5 și 8 ani în penitenciar după gratii, pentru că am fost un sfânt. Dar țineți minte ceva, nu mă puteți determina să păcătuiesc împotriva Dumnezeului meu, Dumnezeu meu n-a rămas cu tata. Dumnezeu n-a rămas doar în spațiul ebraic. Dumnezeu nu doar cu frații mei. Dumnezeu e prezent aici, unde sunt eu singur și părăsit. O să existe tot mai multe presiuni pentru droguri. Cluj-Napoca și școlile din Cluj-Napoca, nu mă fără să vă spun direct, sunt pline de droguri școlile laici. O să existe presiuni în toalete și pe străzi și în locuri obscure după clădirile școlilor. Ești chemat ca băiat și fată să răspunzi nu presiunii păcatului. Să răspunzi nu presiunii păcatului. Și măcar părinții să zică amin. Amin, atinge-i, Doamne, ajută-i, Doamne. O să fie o presiune pentru că la început păcatul va fi interesant. Vei vedea că toți care consumă, toți care fumează, toți care consumă alcool, toți care se droghează, nu sunt prinși, nu sunt mai răi decât alții. În prima parte a consumului de droguri vor avea o accelerare a creierului și funcțiile creierului vor merge mai rapid încât vor fi avea note mai buni de la școală, poate la mate, la alte materii. Nu cumva să cazi în fața presiunii păcatului. Amin? Fi puternic! Fi puternic în fața presiunii păcatului. Doi. Fii puternic în fața presiunii pericolelor. care e problema dacă mai bem câte o bere fără alcool, zice câte unul? Fanaticule, pastor, Caleb, ce cu tine? care e problema dacă din când în când umblăm cu ăștia care folosesc jargoane? Noi nu înjurăm, dar înjură ei. Mă înfior când aud Că unii pretind că se întâlnesc în lăcașuri care sunt închinate Domnului, pretind, acolo nu-i Dumnezeu. Și care după ce cântă o cântare, au o țigară și cafea. Își permit să trimite invitații la băieții și la fetele din bisericile noastre și să le spune, veniți la noi! La noi închinarea e mai cool, mai interesant. Puteți veni cu pantaloni rupți, nu-i problemă. Dacă vreți, fetelor, puteți veni în colanți, umblați cum vreți. Colorați-vă pe păr întreg toate culorile, tricolorul e puțin. Faceți ce vreți. Eu nu spun că prin simpla ta prezență odată acolo ai păcătuit, dar ai grijă. Te afli într-un mare pericol. Te afli într-un mare pericol. Simpla ta prezență într-un astfel de anturaj este un pericol. Și dacă cel mai tare bărbat din istoria ebraică, Samson e în numele lui, n-a rezistat Deși primată n-a păcătuit. Primată a coborât doar în vara Sorec. Nu era nimic acolo păcătos. Doar că a ieșit din parametrii biblici. Mahane, Dan, Sorea, Eșteaol. A ieșit. Nu ieși de sub prezența lui Dumnezeu. Dacă ești interesat, dacă se strânește o curiozitate în tine, caut un slujitor al Domnului care se teme de numele Domnului. Întreabă-l. Ce părere aveți, frate, să mă duc acolo sau nu? Întreabă oamenii care sunt verticali și radicali, care respectă scriptura. Nu te duci oriunde, oricând, oricum. Spune nu presiunii. Periculoase. O să meargă la un moment dat toată clasa ta la, la festivalul ăla. O să meargă la un moment dat tot, toată grupa. O să mergeți cu toți. Și culmea culmilor, că festivalul se numește creștin. Sper să fie interzis anul viitor, hărbiți. A zis amin. Doamne, ajută. Dar poate vin alte festivaluri. Ai grijă, nu intra în locuri periculoase. Odată s în sol în Valea Sorec, și și-a terfelit viitorul, și Dalila l-a caparat, și prea, 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 prea târziu a plâns. Și a zis, mă voi încorda încă o dată și voi face ca mai înainte. Nu știa că Domnul se îndepărtează de la el. Și vă spun ultimul lucru care n-ar vrea să fie împlinit, puternici în fața pericolului politice. Fratele Pavel spunea ceva despre lucrul ăsta. Viitorul e o taină lui Dumnezeu. Din loc în loc, Duhul Domnului descoperă că vremuri grele vin peste România. Eram și vă spuneam și într-un alt mesaj, eram în Brun, în Viena, acolo la Ilim cu tineri și adolescenții de aici cu care am fost și printr-un glas profetic, printr-un proroc autentic, a strigat Duhul Sfânt și a zis, rugați-vă pentru copiii voștri în fiecare dimineață, pentru că legile care vor să fie date în Austria și în România nu sunt pentru binele copiilor voștri. Astăzi e pace, dar mâine? Astăzi avem libertate să intrăm în clădire, dar mâine? Astăzi ne putem exprima liber credința noastră, dar mâine? Oare ce fel de legi politice vor fi date? Oare ce fel de presiuni politice vor fi date? S-a creat o presiune politică în vremea lui Daniel și a zis timp de 30 de zile, nimeni nu mai are voie să se roage al decât împăratului în exercițiu. Dar este cel mai mare împărat, e cel mai puternic. De acum nu ație, ne rugăm. Daniel a zis, presiunea politică Faptul că o să-mi pierd locul de muncă, faptul că o să-mi pierd reputația, faptul că o să fiu aruncat la lei, faptul că îmi pierd viața cel mai probabil, nu mă interesează. Nici un tip de presiune dintre astea și altele care pot fi, nu îmi pot acapara credința, nu îmi pot bloca crezul, eu rămân puternic. Și Dumnezeu schimbă istoria, știți bine? Că Dumnezeu face o minune. Ce face Dumnezeu? Dumnezeu zice, dacă tu ai rămas cios mie și loial cu cuvintelor mele și n-ai cedat în fața presiunii politice care îți cerea compromisul să nu te mai rogi și ai intrat în odaia ta de sus, ai lăsat ferestrele deschise spre Ierusalim ca să nu-ți pierzi conexiunea cu Ierusalimul, dragii mei, să nu ne pierdem conexiunea cu cerul, cu Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu, să nu pierdem pe Dumnezeu din priviri, pentru lucruri politice, pentru promisiuni, pentru o mie de euro în plus, nu-ți pierde legătura cu cerul. A continuat să se roage și de trei ori pe zi în genunchi, lăuda și binecuvânta pe Dumnezeul lui ca mai înainte. Și a zis Dumnezeu, da, nicio problemă, pentru că presiunea politică e foarte mare, o să intervin într-un mod neașteptat. Regele va fi blocat, va plânge, va fi distrus, va intra într-un coșmar toată noaptea și nu va avea somn. Dar eu îți trimit un înger, eu îți trimit îngerul meu care coboară, coboară în groapă înaintea ta. Și când te aruncă ăștia ca o cârpă umană în groapă, îngerii Domnului trimit palmele lor, care pun pe ele ceva ca un fel de burete, să nu scrintești nici măcar un deget de la picior. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru că dacă nu cedăm și dacă suntem puternici în fața presiunilor politice, are Dumnezeu metode. Are Dumnezeu metode. Profeția striga și spunea așa, dacă o să chemați numele Domnului în fiecare dimineață peste copiii voștri și care aveți dreptul să vă puneți mâinile peste ei, să știți că Domnul îi va proteja. Chiar dacă în zona voastră vor fi oameni care vor fi împotriva volii Dumnezeu, chiar dacă vor fi atacuri teroriste lângă copiii tăi, un metru pătrat distanță nu-l va atinge pe copilul tău. Cine crede ca mine să zic amin. Amin! Slăviți să fie Domnul! Să știți că tocmai de aceea ne rugăm în această seară și vom pune numele Domnului peste copii, de aceea vă invit să vă ridicați cu toții. O să rostim această binecuvântare din Cartea Numeri, capitolul 6, de la versetul 22. După ce auziți că rostesc peste copii, preșcolari, elevi și studenți, trebuie să zicem amin. Doamne ajută-ne! Asta înseamnă că ne dorim binecuvântarea pentru fiecare categorie de copii din Biserica Betania și nu numai, peste toți cei ce sunt prezenți. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Alon și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să vă binecuvinteze și să vă păzească copiii, preșcolari, elevi și studenți. Domnul să facă să lumineze fața lui pe...